Mărcile emblematice precum Coca-Cola, Fanta și Sprite au părăsit piața rusă după ce țara a invadat Ucraina. Un producător local a decis să le cloneze. Astfel au apărut Cool Cola, Fancy și Street. Apariția noii game de băuturi răcoritoare menită să le înlocuiască pe cele ale brandurilor care au plecat din Rusia a fost anunțată de producătorul rus. Oamenii vor putea opta pentru Cool Cola, Fancy sau Street. De când compania Coca-Cola și-a suspendat activitatea în Rusia, renumitele sale băuturii răcoritoare au lipsit în mare parte de pe rafturile magazinelor din țară. Cu toate acestea se mai găsesc în număr redus, dar prețurile lor au explodat de la suspendarea activității companiei pe teritoriul rus. Prețul produselor care se aflau în depozite a fost mărit până la 200%. Producătorul rus a lăudat pe rețelele de socializare. Cul cola are gustul renumit de cola, a scris producătorul. Ambalajele băuturilor Frenzy și Street, primul cu aromă de portocale, iar cel de-al doilea cu gust de lămâie și lime, imită schemele de culori ale mărcilor Fanta și Sprite. Acesta a fost înființat în Uniunea Sovietică în 1978 și produce mai ales băuturi tradiționale rusești, precum fermentată pe bază de cereale și băutură cu miere, cu un conținut scăzut de alcool. Producătorul nu este singurul care a încercat să profite de pe urmare tragerii marilor branduri de pe piața din Rusia. Luna trecută, o companie producătoare de băuturi cu sediul în Orientul îndepărtat al Rusiei, Savda Group, a lansat Green Cola. Cu toate acestea, iubitorii de băuturi acidulate din Rusia nu au fost impresionați. Oamenii s-au plâns că niciuna dintre băuturi nu este dulce și acidulată.